Guvernul a aprobat o decizie privind alocarea mijloacelor financiare în sumă de 380.000 de lei Consiliului Raional Șoldănești pentru ajutorarea familiilor din satul Climăuții de Jos, care locuiesc în zona periculoasă. Este vorba despre 7 gospodării ce au fost afectate de alunecări la începutul acestei luni. Banii vor fi oferiți din fondul de rezervă al executivului. La fel, Cabinetul de Miniștri a aprobat o hotărâre privind alocarea de bani locuitorilor din Raionul Briceni afectați de alunecările de teren. O comisie mixtă creată prin demersul Cancelarei de Stat din 31 martie 2011 a constatat că 9 case de locuit din satul Bălăsinești au fost avariate, iar alte locuințe erau foarte aproape de muchia alunecării de teren. Totodată, în satul Beleavinți sunt 2 case avariate. În plus, starea tehnică a 4 locuințe din Bălăsinești este critică. În aceste case locuiesc 17 persoane, inclusiv 9 copii. Pentru a fi evitată pierderi de vieți omenești, executivul a decis alocarea a 1.140.000 de lei Consiliului Raional Briceni, astfel încât să fie cumpărate locuințe pentru 11 familii din localitățile Bălăsinești și Beleavinți. Fiecărei familii îi revine în medie 100.000 de lei. Peste o jumătate de tonă de alcool produs în condiții dubioase urma să ajungă în piețele comerciale și magazinele din Chișinău. Tăria a fost depistată în urma mai multor percheziții efectuate în orașele Stăuceni și Creuleni, anunță Poliția Capitalei. În urma verificărilor au fost depistate și ridicate timbre de acciz false, capace, sticle pregătite pentru îmbuteliere, coloranți, alcool deja îmbuteliat, precum și alcool etilic păstrat în canistre. Niciuna dintre persoanele responsabile de contrafacerea și vânzarea băuturilor alcoolice nu a putut prezenta acte care le-ar permite desfășurarea acestui gen de activitate. Inspectoratul de Poliție Râșcane a inițiat o cauză penală pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzător, care prevede amenzi în mărime de la 40 la 60 de mii de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore. Parlamentul a adoptat astăzi în primă lectură un proiect de lege care prevede modificări la legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, scrie Mold Press. Astfel, persoanele care au revenit la serviciu în perioada concediului vor beneficia de salariu pentru timpul de muncă lucrat și de indemnizația stabilită pentru creșterea copilului. O altă modificare propusă în proiect se referă la persoanele asigurate care în ultimele 12 luni premergătoare nașterii s-au aflat în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani. În astfel de cazuri, indemnizația de maternitate și de îngrijire a viitorului copil va fi stabilită reieșind din baza de calcul din care au fost stabilite indemnizațiile respective pentru copilul precedent. Modificările urmează să fie adoptate în lectura a doua și să intre în vigoare de la 1 aprilie 2014. Și copiii din satul Petrosu, Fălești, vor avea o grădiniță nouă. Instituția preșcolară Îngeraș din această localitate va fi frecventată de 34 de copii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani și este amplasată în clădirea gimnaziului din localitate. Părinții spun că e o bucurie mare pentru întreaga comunitate, deoarece au așteptat acest eveniment aproape 25 de ani. Pentru noi asta e o bucurie, avem copiii unii aduși, chiar și terenul de joacă care s-a adus afară, tot. Eu nu pot să iau acasă de la grădiniță, e într-una vreau la grădiniță. Pentru mine mă aranjează, suntem aproape, copilul, cred că spre bine o să fie pentru noi și pentru tot satul. Este tare importantă această grădiniță, deoarece părinții, majoritatea la noi, dacă suntem la țară, pleacă la lucru și copiii rămâneau în voia soartei. Dar așa copiii pot să stea 9 ore în grădiniță, unde părinții stau liniștiți, copiii sunt sub supraveghere. Datorită acestui fapt am mai căpătat și posturi de lucru. Dacă eram numai 2 lucrători, acum suntem 10 lucrători. Și aceasta tot este un plus pentru satul Petros, pentru că este tare greu din partea posturilor de lucru. La inaugurarea grădiniței au participat Vlad Filat, fostul premier, și ministrul educației Maia Sandu. Numai ce existența unei grădinițe într-o localitate este foarte importantă, atât pentru părinți, pentru că au în grijă cui să-și lase copiii, dar și pentru copii, pentru că aici se dă startul pregătirilor pentru viață. Noi la Ministerul Educației, autoritățile Republicii Moldova, considerăm educația timpurie, adică educația preșcolară, foarte importantă și vom continua să investim în clădiri, în mobilier, în jucării, în cărți,
pentru copii, dar și în pregătirea și motivarea cadrelor didactice pentru ca să reușim să asigurăm accesul fiecărui copil din țară la o grădiniță de calitate. Investiția care a fost realizată aici în comunitate la grădiniță face parte dintr-un proiect mai larg. Este deja a treia etapă, început în 2012, în rezultat 48 de grădinițe, da? Ori că au fost redeschise, ori cu investiții respective, deschiderea noilor grupe și dotarea respectivă. Eu mă bucur că s-a întâmplat acest lucru. Pot să vă felicit, chiar dacă sunteți puțini în comunitate, aveți o energie pozitivă. Nu o să dau alte exemple, unii mergând pozitivă, dar eu cel puțin asta am simțit. De ce păstrați această energie pozitivă, acești copii minunați pe care îi aveți în comunitate, sigur, nu doar că au nevoie, dar noi suntem obligați să le asigurăm condițiile normale în care să primească educația necesară. O grădiniță în orice localitate este necesitate, de aceea noi vom investi în continuare mult pentru ca într-o perioadă de timp cât mai apropiată să nu fie situația în care copiii din Republica Moldova, din orice localitate, să nu poată avea acces la educația preșcolară, la grădiniță să aibă acces. La inaugurarea grădiniței din satul Petrosu, fostul premier Vlad Filat le-a dăruit micuților calculatoare, un aragaz, un frigider și multe jucării. Pentru construcția și dotarea noului edificiu au fost cheltuite 300 de mii de lei. Banii sunt alocați de autoritățile locale, Ministerul Educației, Banca Mondială și UNICEF. La Chișinău s-a desfășurat cea de-a 18-a reuniune a Comitetului de Cooperare Parlamentară Uniunea Europeană-Republica Moldova. Aceasta a fost ultima reuniune din cadrul mandatului actualului Parlament European. Europarlamentarul român Monica Macovei, copreședinte al Comitetului de Cooperare Parlamentară UE-Republica Moldova, a declarat că în urma reuniunilor desfășurate în ultimii 5 ani au fost obținute mai multe rezultate. Oficialul a remarcat în acest sens obținerea regimului liberalizat de vize pentru cetățenii Republicii Moldova. Macovei a precizat că acesta este un pas important, care aduce încredere din partea altor state. Potrivit eurodeputatului, următorul pas este semnarea acordului de asociere. Crizele politice cer soluții de criză. Nu poți, într-o criză politică, să vii cu soluții de vremuri normale. Suntem într-o criză politică în acest moment, în regiune, și ca atare trebuie soluții de criză pentru Republica Moldova și pentru Ucraina. Suntem în Republica Moldova, vorbim despre Republica Moldova. Ca atare, răspunsul de criză al Uniunii Europene este și trebuie să fie semnarea cât mai rapidă a acordului de asociere și integrarea cât mai rapidă în Uniunea Europeană. În ceea ce privește perspectiva europeană a Republicii Moldova, Monica Macovei a opinat că aceasta există. Oficialul a mai apreciat că acordul de liber schimb cu UE nu e făcut în avantajul Uniunii, ci al cetățenilor Republicii Moldova. Aspirațiile Republicii Moldova sunt pentru integrarea europeană și nu vede necesitatea de a mai discuta despre posibilitatea integrării în Uniunea Vamală, considerând-o ineficientă și ca tare inexistentă. Multe alte subiecte care le veți găsi în recomandările respective, repet încă o dată, a fost una din, poate că una dintre cele mai bune reuniuni, cu părerea mea, am această satisfacție să vă spun, una foarte rodnică, foarte importantă, care ne înarepează ca să lucrăm în continuare, mai ales că și solicitările acestea de accelerare a procedurii de semnare acordului de asociere, spuse expres în documentul final al reuniunii și alte semnale care vorbesc de deschiderea pentru Republica Moldova, determinată pe fundalul evenimentelor din Est, pentru a contracara posibile, eu știu, intervenții de genul acesta. Comitetul de Cooperare Parlamentară Uniunea Europeană-Republica Moldova reprezintă un for care exercită controlul parlamentar asupra implementării acordului de parteneriat și cooperare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Regimul liberalizat de vize cu Uniunea Europeană pentru moldoveni va fi aplicat și în 4 state care sunt membre ale UE, dar nu fac parte din spațiul Schengen, România, Bulgaria, Cipru și Croația, precum și în 4 state asociate acestui spațiu, fără a fi membre ale Uniunii Europene, Liechtenstein, Islanda, Norvegia și Elveția. Informația a fost confirmată pentru Infoprim Neo de Ana Taban, șefa Serviciului de Presă al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Decizia de liberalizare a regimului de vize se va aplica la 20 de zile după ce va
fi publicat în Monitorul Oficial al UE. Pe lângă statele menționate mai sus, fără viză, moldovenii vor putea călători în Germania, Spania, Italia, Polonia, Luxemburg, Portugalia, Franța, Belgia, Olanda, Danemarca, Suedia, Finlanda, Austria, Grecia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Cehia, Letonia, Lituania, Estonia și Malta. Excepție face Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei, pentru care va fi nevoie în continuare de viză. Regimul liberalizat de vize se preconizează să intre în vigoare la sfârșitul lunii mai și se va aplica în cazul călătoriilor scurte de maximum 90 de zile, timp de o jumătate de an. Persoanele care vor încălca acest regim riscă sancțiuni precum amenzi de până la 3.000 de lei sau interdicția de a călători în UE pe o anumită perioadă. Vor putea călători fără vize în UE doar moldovenii care dețin pașapoarte biometrice. Deputații au votat astăzi în lectură finală proiectul de lege cu privire la recensământul populației și al locuințelor în Republica Moldova în 2014. După cum transmite Tribuna, recensământul se va desfășura în perioada 12-25 mai și nu între 1 și 14 aprilie 2014, precum se vehicula anterior. Decizia a fost luată din cauza fondurilor lipse, care ar urma să fie furnizată de către donatorii externi abia la sfârșitul lunii martie. Costul acestui proiect se va ridica la aproximativ 88,3 milioane de lei. Agenția Mulțilva a primit mașini, tractoare, utilaje agricole și forestiere noi pentru a supleni, dar și a reabilita pierderile forestiere din sudul țării. Aici sunt incluse 87 de primării. Tehnica nouă valorează 2,3 milioane de dolari și face parte din proiectul finanțat de Fondul Global de Mediu. Timp de 20 de ani, aceste fâșii de protecție nu au fost completate cu arbori și arbuști, fapt ce a dus la lipsa lor în unele zone. Potrivit ministrului mediului, și oamenii sunt de vină deoarece au tăiat ilicit arborii din fâșii. Lipsa celor pierdere forestiere sau degradarea lor care a avut loc în ultimii 15-20 de ani, de fapt ne face cam fiecare primăvară pe parcursul, mai ales primilor luni de primăvară, atunci când de obicei în Republica Moldova avem adeseori codul galben pentru vânturi puternice și zeci, sute, mii de tone de humus este ridicat de pe câmpurile noastre și dus în ravine, în râpi. Aceste pierdele forestiere care sunt completate din copaci, tufari, iarbă și care de fapt este și o pierdea în calea acestor vânturi năpraznice și este și o tehnică evidentă pentru păstrarea, pentru conservarea calității solurilor despre care noi vorbim în Republica Moldova de mult, și la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, savanții denumeau Republica Moldova ca o mică Elveție și din această cauză că avem cele mai mănoase, cele mai roditoare soluri. De dată, cu părere de rău, pe parcursul ultimilor ani, ultimilor zeci de ani, această calitate este în descreștere. Și din cauza lipsei acestor acoperișuri forestiere, cu sprijinul Băncii Mondiale, care vine cu asistența tehnică necesară și finanțele necesare de la Fondul Global de Mediu, sperăm că în următorii 2 ani să avem aceste 2200 de hectare de pierdere forestiere sădite și aceasta să înțelegem că nu este un rezultat pe care ni-l dorim și punctum. Este un prim pas. Este un început a unui proces de lungă durată, un proces continuu, care ne-ar permite, de fapt, să vorbim despre o înaintare clară a acoperimentului forestier în Republica Moldova, mai ales în sudul Republicii, deoarece vorbim despre situații tot mai grave la capitolul mediu, și suntem obligați să luăm acele acțiuni concrete pentru ca să schimbăm situația spre bine. Specifically, World Bank and JEF have put together a financing package of about $6 million for the financing of a dedicated component aimed at enhancing land productivity through mainstreaming sustainable land management practices and technology and rehabilitating anti-erosion shelter belt. În mod special, Banca Mondială împreună cu Fondul Global
a oferit un pachet de finanțare în valoare de 6 milioane de dolari SUA pentru a finanța un component dedicat care vizează îmbunătățirea productivității solurilor prin includerea unor practici și tehnologii durabile de gestionare a terenurilor și prin reabilitarea pârșilor de protecție contra eroziunii solurilor. So the project has a supported investment in the machinery for the creation of two mobile mechanized squads for the rehabilitation of anti-erosion shelter belts. Proiectul a oferit asistență pentru achiziționarea utilajelor necesare și pentru crearea unor două grupuri sau echipe mobile mecanizate pentru reabilitarea pârșilor de protecție. So as we were told by Minister Shararu, those mechanized squad will be housed by the State Forestry Agency, Molsilva. După cum a menționat Ministrul Shararu, aceste două grupuri, două echipe, vor fi create în cadrul agenției Molsilva. And Molsilva will be responsible for the rehabilitation of shelter beds on an area of approximately 2,000 hectares. Agenția Molsilva va fi responsabilă pentru reabilitarea fâșiilor de protecție cu suprafață de circa 2,000 hectare. The rehabilitation of those shelter belts will be carried out in close collaboration with communities. Reabilitarea pășilor de protecție va fi realizată în colaborare strânsă cu comunitățile. So those communities are the ultimate beneficiaries. Aceste comunități vor fi beneficiarul final al acestor activități. And we expect they will be in charge of maintaining them in the future. Și ne așteptăm că autoritățile locale împreună cu populația locală va fi responsabilă de întreținerea pășiilor respective pe viitor. But there is one thing I would like to say. I mean, in many ways this is a unique event. Aș dori să mai menționez un lucru. În multe feluri evenimentul de astăzi este unic. This investment in the technical capacity of Molsilva has not been heard of in the last 20 years. O investiție similară pentru îmbunătățirea capacităților tehnice ale agenției Molsilva nu a fost oferită sau nu a fost văzută în ultimii 20 de ani. And it is likely to have impact beyond the concrete project development objectives. Și poate avea impacturi sau efecte pozitive suplimentar la obiectivele și rezultatele proiectului. So I see my colleagues from Molsilva, we see that this equipment will be used by them in ensuring much better management of existing forests. Sperăm foarte mult că colegii noștri de la Molsilva vor utiliza cu maximă eficacitate și utilitate acest echipament, acest utilaj pentru a... It should also help in the plantation of new forests. Pentru a planta noi păduri. And we know that those are really needed in Moldova. Care știm foarte bine sunt foarte necesare în Republica Moldova. Moldova has a EU goal. And we know that it will be the least forest covered in the EU. Știm că Republica Moldova are aspirații europene și în același timp este o țară cu cea mai mică suprafață de pădure din Europa. Potrivit directorului general al agenției Molsilva, acest sprijin va oferi un ajutor deosebit pe viitor, deoarece tehnica existentă este depășită și permanent nu funcționa. Fie folosită tehnica în toată agenția, tot teritoriul Republicii Moldova, în toate întreprinderile care le avem din agenția Moldova, Molsilva. Vreau să mulțumesc, să doresc succese și să acei care vor, întreprinderi care vor beneficia de cele lucrări, să le facă lucrările calitative, la timp, cu această tehnică și cei care vor lucra pe această tehnică să înțeleagă că această tehnică nu mai este tehnică de cei sovietică care în câmp se face toată reparația. Sper că vom colabora împreună și cu toate instituțiile care le avem, și instituțiile care ne-au acordat ajutorul. Gheorghe Șalaru a fost primul care a urcat la volanul unui tractor și a verificat tehnica nouă. Proiectul are scopul de a contribui la realizarea modelului de creștere economică descris în programul de guvernare 2011-2014, care se bazează pe investiții, inovație și competitivitate. Proiectul vine să sprijine o gamă largă de acțiuni ale programului de reformă, printre care creșterea competitivității exportului, atragerea investițiilor și realizarea integrării comerciale cu Uniunea Europeană, agenda de reformare a guvernului în domeniul siguranței și calității alimentare.
Un bărbat din raionul Răzina a fost condamnat la închisoare după ce în toamna anului trecut a condus pe timp de noapte cu farurile stinse și a accidentat un pieton. Potrivit Procuratorii Generale, totul s-a întâmplat în luna octombrie 2013 în satul Saharna 9, Răzina. Inculpatul s-a pornit spre satul vecin la volanul automobilului său, conducând noaptea pe drum de sat cu farurile stinse. Inculpatul nu a observat că în cale se afla o persoană în stare de ebrietate culcată chiar pe drum și a accidentat-o. Șoferul a părăsit locul accidentului, nu i-a acordat victimei primul ajutor și nici nu a înștiințat organele abilitate despre acest caz. În urma leziunilor grave cauzate, victima de 22 de ani a murit. Inculpatul în vârstă de 47 de ani a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Prin aceeași sentință, inculpatul a fost privat de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de 4 ani. Sentința este cu drept de atac. Comorile Neamului este titlul cărții lansate recent la Biblioteca Publică Raională Alexandru Donici din Orhei. Autoarea Valeria Florea Dascăl, originară din Chiperceni, a venit la cititorii săi care o cunosc și o apreciază să le vorbească despre lucrarea sa, unde a adus un omagiu localității în care s-a născut, dar și Neamului și Șatravca. Potrivit unei legende, acesta s-ar trage dintr-o viță de dvoreni. M-a făcut să scriu această carte îndemnul fiului meu, Petrică Dascăl, student la Universitatea din Viena, Facultatea de Drept. El a fost acel care a vrut să scoată din anonimat predecesorii noștri și să dea o temelie legendei neamului nostru, adică provenienței neamului de dvoreni Șatravca. Și din îndemnul lui am proces la căutări în Arhiva de Stat a Moldovei. Am lucrat, aș putea zice, 2 ani la cartea aceasta. Și Dumnezeu a vrut ca într-adevăr să găsim dovada faptului că un predecesor de-a nostru, Vasile Șatravca, s-a învrednicit de o medalie de aur în timpul războiului ruso-turc din anul 1806, el fiind pe atunci portdrapel, sau în limba rusă, în armata țaristă, era numit cornet. Și în una din luptele cu turcii a salvat drapelul, acoperindu-l, punându-l la piept, pentru care fapt a fost învrednicit de o medalie de aur. Medaliile acestea sunt foarte rare în prezent, deoarece au fost scoase într-un număr limitat, fiind predestinate pentru cohorta moldovenească, adică voluntarii moldoveni care au venit în ajutor armatei ruse în lupta cu turcii. Și iată, în numărul lor a fost acel Vasilii, inițial numindu-se Untilă, apoi supranumit Șatravca, deoarece tupilându-se în iarbă, le-a povestit camarazilor săi ruși, neștiind foarte bine limba rusă, a spus că s-a făcut Șатравки, adică încet, tiho, v travki. De aici a fost supranumit Șatravca. Și de aici merge neamul nostru Șatravca. Lansarea de carte și întâlnirea cu jurnalista, scriitoarea Valeria Florea Dascăl se înscrie în unele din activitățile pe care le-a preconizat Biblioteca Donici pe parcursul lunii martie și doamna Valeria face parte din pleiada personalităților orhiene care sunt intitulate în dicționarul biobibliografic al personalităților orhiene, așa cum este, să zicem, Alexandru Donici, Mihail Garaz și alte personalități, cu atât mai mult că ne-am documentat și satul Chiperceni a dat Republicii foarte multe personalități în diverse domenii, inclusiv o personalitate notorie este și doamna Valeria Florea Dascăl. Comorile Neamului se vorbește, deci este intitulată ca o lucrare documentară despre neamul Șatravca, se vorbește foarte detaliat, deci este înscris arborile genealogic al familiei Șatravca, unde astăzi cei prezenți la această lansare s-au regăsit
regăsit din copilărie, din școală și au regăsit prietenii, rudele, atât din Șatravcă, Levința și alte ramuri genealogice care fac parte din satul Chiperceni. A vorbi despre familia Șatravcă, care a dus faima poporului nostru și peste hotarele țării, au devenit persoane de valoare majoră și au contribuit și contribuie în prezent la dezvoltarea și formarea viitorului nostru. Valeria Florea Dascăl s-a născut la Chiperceni Orhei, a făcut jurnalism, este membra Uniunii Scriitorilor din Moldova. Numele ei este inclus în bibliografia personalității orheiene. Mihai Obreja, Ioan Alexeev, de la Orhei pentru Elita TV. 11 echipe de sportivi din localitățile raionului Criuleni au concurat pentru Cupa Președintelui Raionului la Volei, organizat cu scopul de a promova sportul și modul sănătos de viață. Anul acesta, Cupa Președintelui Raionului Criuleni i-a revenit echipei de sportivi din satul Cimișeni. Pe locul 2 s-a clasat echipa din satul Oniscani, iar pe locul 3 echipa din satul Măgdăcești. Participanții la competiție au fost menționați de organizatori cu medalii și bani. Deci, în primul rând, pentru o zi crie, cred că e crie forțat. Deci, să facem mai des, o dată la dată, două la, să știm deja, de foarte mai mult. Și depinde voința dumneavoastră, fiecare din voi. Să veniți cu inițiative pe viitor. Nu suntem peste mare, suntem peste deal. Veniți, spuneți la domnul Buzon, unde mers, chiar sat cu sat, echipă cu echipă. Eu sunt gata de timpul să ajut și din partea cu scărăjată, la știți să sunt. Încă o dată, felicitări și bravo vă, cu acest timp, o zi dreagă, să luptați și chiar să vă lăsați. A devenit deja o tradiție pentru raionul Criuleni de a organiza anual astfel de competiții. Participant activ. Da. Un grup de persoane reprezentanți ai Partidului Liberal în dimineața zilei de 27 martie au depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare din centrul orașului Cimișlia. Acțiunea a fost prilejuită de aniversarea a 96-a de la votarea Actului Unirii cu România a Republicii Democratice Moldovenești. Îi aducem un omagiu profund, sigur, la celor, chiar numeric, 136 de deputați care au votat pentru, 36 care s-au abținut și 3 care au votat împotrivă. Deci, deopotrivă, tuturor le aducem acest omagiu. De ce? Fiindcă știm noi soarta acestor deputați, au fost vânați, lichitați în gulaguri, chiar și acești 3 care au votat împotriva actului Unirii. Participanții la acțiune au menționat că și după aproape 100 de ani, problema identității naționale, valorile neamului, sunt puse în pericol. Cei care au votat Unirea și cei care în 1918, la 27 martie, s-au dus către țara mamă, eu știu ce fac. A venit iar peste noi, iar minciuna. Iar și ea revine. Dar, oricum, eu cred că oamenilor cu conștiința înaltă, misiunea noastră este să luptăm pentru acest adevăr. Partidul Liberal din Republica Moldova pledează pentru adevăr, pentru dreptate. Îmi permiteți astăzi să adresez sincere felicitări tuturor românilor de pretutindeni, românilor basarabeni, colegilor de partid, tuturor oamenilor de bună credință cu jubileul la 96-a din ziua proclamării Marii Unii. Majoritatea cetățenilor nu cunosc semnificația zilei de 27 martie 1918. Mulți trecători din stradă erau nedumeriți despre ce sărbătoare este vorba. Sărbătoare? Nu știu ce sărbătoare. Sărbătorește lumea în ziua de azi, nu știu. Nu suntem la curent. Ați învățat ceva? Sfatul țării cu... Nu chiar asta m-a avut istoria și n-am discutat despre asta. Da. 27 martie? Eu știu de 8 martie e sărbătoare ziua femeilor. Da. A pe 27, nu știu. Cred că e ziua semnării actului de unire cu România în anul 1918. Majoritatea din sfatul țării au semnat acolo, mă tem că împotriva au fost 2 sau 3. Și s-a petrecut unirea cu
România. La 27 martie 1918 sau 9 aprilie 1918 pe stil nou, în prezența prim-ministrului României, Alexandru Marghiloman, Sfatul Țării al Republicii Democratice Moldovenești votează Actul Unirii cu România. Unirea cu România a fost aprobată cu o largă majoritate de voturi, 86 pentru, 3 contra, 36 abțineri și 13 absenți.